Dacă vrei să construiești discursuri de impact și să fii un orator desăvârșit, această carte este o mină de aur. Vei afla 3 tehnici esențiale care îți vor transforma modul în care interacționezi cu audiența ta. Carmine Gallo a analizat sute de conferințe TED, a consultat zeci de specialiști de top din domeniul psihologiei, al comunicării sau al neuroștiințelor. În cartea sa, Vorbește ca la TED, furnizează idei ce te pot ajuta să ții și tu un discurs memorabil. Iată 3 dintre ele. În primul rând, fii autentic. Asta te va ajuta să te conectezi emoțional cu audiența ta. În al doilea rând, inserează în discursurile tale elemente de noutate și umor. Acestea te vor ajuta să captezi și să menții atenția publicului tău. Și nu în ultimul rând, pregătește cu atenție și repetă discursul tău până când îl interiorizezi. Asta te va ajuta să îl livrezi cu încredere și convingere. Dacă vrei să construiești discursuri de impact și să fii un orator desăvârșit, această carte este o mină de aur. Pe mine m-a ajutat extrem de mult și a contribuit și ea la antrenamentele pentru campionatul de elevator pitch business la microfon. Pe o scară de la 1 la 10, cât de tare te temi să vorbești în public? 1. Nu-mi place deloc. 10. Ador să fac asta. Scrie-mi în comentarii.